Ieri am făcut cărniță la grătar, până a stat ea la marinat, am pregătit o salată simplă cu roșii dulci și ceapă roșie. Această rețetă o am de la mămica mea. Avem nevoie de doar câteva ingrediente: roșii, ceapă roșie, lime, pătrunjel și sare. Roșiile le tăiem felii, nu chiar subțiri, așa de mărime medie. Le punem într-un vas. Ceapa roșie la fel, în felii o tăiem. Desfacem puțin fișuițele și le adăugăm și pe ele la roșii. Tocăm pătrunjelul. Îl adăugăm și pe el în vas. Stoarcem suc de lime. Condimentăm cu sare după gust. Adăugăm ulei și amestecăm salata. Dacă o mai lăsați vreo 10 minute, va lăsa multă zeamă, în care mie îmi place să înmoi cu pâine uscată. Încercați, o să o pregătiți mereu, e foarte gustoasă și ușor de pregătit.